Bună ziua și bine v-am regăsit la cea de-a 14-a lecție despre patrimoniul cultural din București. Suntem Adriana și Maria Scripcariu. Continuăm astăzi plimbarea noastră prin locuri din oraș care poartă pecetea arhitectului Ion Mincu. Vom explora o școală, un restaurant și vom vedea chiar cum și-a amenajat arhitectul Ion Mincu locuința de familie. Haideți cu noi prin București lui Ion Mincu! Am povestit în episodul trecut despre prima casă în stil neoromânesc proiectată de Ion Mincu pentru generalul Iacob Lahovari. Și apoi am descoperit mănăstirea Stavropoleos, restaurată și întregită de faimosul arhitect. Hai să mai vedem și alte case și locuri. La câțiva ani după casa Lahovari, Ion Mincu propune o altă clădire în stil național, pe care o proiectează pentru pavilionul României la expoziția universală de la Paris din 1889. Cred că am auzit de această expoziție, cea pentru care s-a ridicat turnul Eiffel? Da, a fost un eveniment cultural, artistic, dar și industrial și agricol, cu totul ieșit din comun, la care au participat 35 de țări. A fost o manifestare de foarte mare amploare, care a durat 6 luni. În acest timp, expoziția a primit 32 de milioane de vizitatori și gândiți-vă că pe atunci a călătorii era mult mai dificil decât azi. Și tânărul regat al României a participat la această expoziție. Dar, din păcate, proiectul lui Ion Mincu nu a fost realizat acolo. Și totuși, arhitectul francez care a amenajat standul României s-a inspirat din proiectul lui Mincu. Și totuși înțeleg că clădirea a fost construită. Da, a fost pusă în operă 3 ani mai târziu, grație omului politic Petre Carp, pe atunci ministru al lucrărilor publice. Petre Carp a înțeles valoarea proiectului și a susținut ridicarea clădirii, care a rămas cel mai frumos restaurant bucureștean. Este cunoscut sub numele de Bufetul de la Șosea sau Cârciuma Românească. Cu siguranță nu este unul prea obișnuit. Bineînțeles! Ion Mincu gândise o clădire care să vorbească despre tradiția de arhitectură românească, dar și despre tradiția producerii de vinuri în zona noastră. Cum poți arăta prin elementele unei clădiri ceva legat de vinuri? Pentru asta, Ion Mincu a avut o idee foarte elegantă, care a fost continuată și în alte proiecte și mai apoi preluată și de alți arhitecți. A alcătuit un fel de friză fragmentată din plăcuțe de ceramică, pe care a pus să fie inscripționate nume de vinuri și însemne de podgori: Panciu, Cotnari, Drăgășani și altele. Au vreun nume aceste plăcuțe? Arhitecții le zic cartușe. Uite-te cu atenție la scris! Și această formă a literelor a rămas emblematică pentru stilul neoromânesc. Nu m-am gândit că o anumită formă a literelor poate fi identificată cu un anume stil de arhitectură. Da, forma literelor este o întreagă poveste. De la literele romane, și aici nu vorbesc de alfabet, ci de felul în care sunt desenate literele, la literele gotice și multe altele. În zilele noastre avem în Word nenumărate tipuri de literă, fonturi, cum le numim direct, preluând cuvântul din engleză. Știați că există designer care se ocupă doar cu asta? Cu desenarea de litere? De seturi de litere? Pentru unii poate părea inutil când avem deja sute de feluri de fonturi. Dar cei care se ocupă cu punerea în pagina cărților știu cât este de importantă forma literei și că fiecărei cărți îi se potrivește un anume tip de literă. Să revenim la litera neoromânească. Hai să scriem și noi ceva în acest fel. De exemplu, numele vostru întreg și numele stilului de arhitectură de care povestim. Hai să revenim la Bufetul de la Șosea și, în primul rând, să localizăm clădirea. Se află pe șoseaua Chiselef, la intersecție cu strada Ion Mincu. Cred că acesta a fost și motivul pentru care s-a ales numele de stradă Ion Mincu, desigur, după ridicarea bufetului. Dar de ce s-a fi construit bufetul chiar aici? Ei, asta are legătură cu istoria zonei. Azi e chiar în centrul orașului. La începutul secolului al XIX-lea însă,
Actuală piața Victoriei era cunoscută cu numele La capul podului, pentru că era la capătul podului Mogoșoaiei. Mai era mănăstirea de la Cumpăna Apelor, ridicată de Nicolae Mavrogheni, voievodul acela fanariot de care am mai povestit. Și de acolo încolo se întindea pădurea, traversată de un drum de țară care ducea spre Brașov. Ei, au fost câțiva ani, în prima parte a secolului al XIX-lea, când țările române au fost sub ocupație militară rusă, iar guvernator la București a fost un anume general, Pavel Kiselev. Aha, de la acest general vine numele șoselei. Exact! Pavel Kiselev a hotărât dezvoltarea acestui segment de drum, dând început unuia dintre cele mai frumoase bulevarde ale capitalei. Traseul pietruit și-a tăiat loc la început prin pădure. În timp, de-a stânga și de-a dreapta drumului, pădurea a fost amenajată, devenind un parc cu fântâni, locuri de plimbare, alei, specii diverse de arbori și chiar o peșteră artificială. Bucureștenii de toate rangurile aveau mare plăcere să plimbe la șosea cu trăsurile personale sau închiriate. Iar dacă era vorba de plimbare, desigur, un restaurant era foarte binevenit. De ideea unui bufet se vorbea deja de la jumătatea secolului al XIX-lea. Tot de atunci, uite mărturia unui călător străin care ne povestește cam care era atmosfera la șosea. Urechea e desfătată de melodiile fermecătoare ale unei muzici militare care cântă gratuit, dar minunat. Din bazine mărețe se înalță cu un avânt îndrăzneț coloane de apă răcoritoare. În mai multe alei strălucesc echipaje impecabile în care cucoane și domni îmbrăcați bogat se lasă umbriți de arborii care stau aproape unii de alții. În promenada de la șosea își dă întâlnire aproape zilnic după amiază lumea elegantă a Bucureștilor. Și atunci poți să știi că la bufetul lui Ion Mincu trăgea boierimea și lumea mai înstărită a orașului să șadă la masă și să se cinstească la umbră și la aer proaspăt. Hai să privim acum cu atenție fațada bufetului de la șosea și să ne reamintim elementele specifice ale stilului neoromânesc. Mai întâi atrage atenția foișorul, apoi decorația colorată din ceramică, streșinile adânci sprijinite pe console. Uite, aici chiar o parte de încăpere sprijinită pe console. Acest tip de spațiu se numește sacnasiu și era destul de frecvent în București și în orașele balcanice în general. Se construia în acest fel pentru a lărgi spațiul la etajul clădirii fără a ocupa teren. Sigur, Ion Mincu prelua acest element doar de dragul de a aminti de arhitectura veche a orașului. Uite și acest foișor așezat deasupra beciului. Este inspirat de casele și hanurile muntenești din zona de deal, cu temelia și soclul înalt de piatră și partea de locuit cu pridvoare din lemn înălțată la capătul unei scări. Haideți să desenăm această fațadă, e spectaculoasă! Data viitoare când treci pe șoseaua Kiselev, treci pe la bufetul de la șosea și servești o prăjitură sau înghețată. Prețurile sunt nețel piperate, dar merită din plin să stai la o masă și să ai ocazia de a cerceta în liniște arhitectura. Odată cu bufetul de la șosea, Ion Mincu proiecta și un ansamblu cu totul ieșit din comun, care avea să fie clădirea unui renumit loc de învățătură bucureștean. Este încă un edificiu care și-a păstrat până azi funcțiunea. Școala Centrală. Așa se chema și atunci? La început de tot s-a chemat Pensionatul Domnesc de Demoazele, adică de domnișoare, de fete. Și a fost înființat de domnitorul Barbu Știrbei la mijlocul secolului al XIX-lea. Ni s-a păstrat și gândul care l-a îndemnat pe domnitor să întemeieze această instituție. Dacă buna creștere și învățătura sunt neapărat trebuincioase băieților, cu atât mai mult, de această îngrijire trebuie să aibă parte fetele. Dacă nu vom face educația fetelor, apoi și ostenelile bărbaților vor fi zadarnice. Gândește-te, ne referim la niște vremuri nu foarte îndepărtate, când învățătura era de obicei propusă doar băieților.
De exemplu, Colegiul Sfântul Sava era în vremea aceea singura școală cu cursuri de gimnaziu și liceu din oraș, deschisă doar băieților. Dar fetele rămâneau așa neștiutoare de carte? Cele mai multe, da. Școala primară o puteau parcurge și băieții și fetele. Dar mai apoi, cine primea învățătura în familie, cu profesori chemați acasă, bine. Cine nu, rămânea cu scrisul, cititul și socotitul și ce mai învățau pe lângă părinți. Și această școală de fete nu putea, desigur, să împlinească nevoile întregului oraș. Era dedicată doar celor din anturajul curții domnești, ca un fel de avantaj pentru cei care serveau domnia. La început, școala a funcționat într-o casă a lui Manuc Bei de pe podul târgului din afară. Apoi, într-o altă casă, tot pe acest pod. Apoi, timp de 30 de ani, în palatul principelui Alexandru Ghica, de pe strada Colței. Cele trei clădiri nu mai există astăzi. Dar oare câte fete învățau la pensionatul de demoanzele? La început, 30, puținele. Dar mai apoi, numărul a tot crescut. Ține seama că fetele stăteau la internat. Acesta era modelul de educație care era obișnuit în Anglia, de exemplu, și fusese preluat și în alte țări. Se considera că pentru a primi educația necesară, copiii trebuie aduși într-un mediu strict, cu un program foarte ordonat și despărțiți de familie, unde s-ar risipi în alte preocupări și nu s-ar putea obișnui cu rigoarea. Fetele puteau ieși din clădire să-și viziteze familia doar o dată pe săptămână, duminica, iar părinții le puteau vizita de două ori pe săptămână câte două ore. Asta mi se pare dificil, nu cred că aș rezista. Într-o zi de aprilie anului 1889, elevele școlii porneau pe jos, de la Palatul Ghica, spre zona Ioanid Icoanei, pe atunci așezată între grădini. Aici au asistat la ceremonia de punere a pietrei de temelie a clădirii proiectate de Ion Mincu, special pentru a le fi școală. De data aceasta, un edificiu gândit de la bun început cu funcțiunile unei școli internat. Adică săl de clasă, sală de mese, bucătărie, dormitoare, spălătoare, anfiteatru, bibliotecă, sală de studiu, grădini și altele. Toate organizate pe două nivele în jurul unei curți interioare, o grădină care are în centru un arbore. Acest tip de plan era inspirat de arhitectura mănăstirească din Italia și Spania. Curtea interioară era mărginită de jur împrejur de un coridor sprijinit pe arce înacoladă. În cazul mănăstirilor, acesta se numește claustru și este un loc de plimbare, odihnă și rugăciune. Interesant, dacă privești clădirea de la stradă, nu ai bănuit deschiderile spre natură și lumină din interior. Și pe fațadă, ferestrele sunt numeroase și largi. Dar doar în interior, la întâlnirea cu coridorul și grădina, poți înțelege cu adevărat cât de prețioase erau pentru Ion Mincu lumina naturală și prezența plantelor ca parte a întregului. Și uite aici, pe fațadă, inscripții scrise cu litere neoromânești. Da, sunt nume de personalități feminine luminate din istoria noastră, menite să inspire tinerele eleve. Iar în curtea interioară există astfel de inscripții cu nume de voievozi. Uite și un semn care apare de mai multe ori. Trei litere în interiorul unei flori în formă de cruce. Este monogramul școlii, cu cele trei inițiale. Ș, școala, C, centrală, F, de fete. Hai să scriem din minte câteva nume de femei care au rămas în istorie, toate cu litere neoromânești. O ultimă propunere pentru azi e chiar casa în care a locuit Ion Mincu cu familia lui. Casa de pe strada Pictor Verona. Nu pare o casă în stil neoromânesc. Așa este. Ion Mincu a cumpărat o casă ridicată de un arhitect francez. Nu știm cum arătau inițial fațadele, dar Mincu s-a bucurat să-și pună amprenta asupra clădirii, încoronând deschiderile ferestrelor cu arce înacoladă care poartă în interior monogramul său de familie. IEM, Ion și Eliza Mincu. O anexă existentă a fost transformată, etajată și împodobită cu ancadramente și alte detalii obișnuite stilului său. În interior putem descoperi în câteva fotografii de epocă
Universul arhitectului, cu obiecte care îl inspiră, scoarțe și covoare orientale. Casa a fost restaurată cu multă pasiune timp de 10 ani, fiind astăzi sediul Ordinului Arhitecților din România. În lecția următoare vom descoperi o clădire înaltă și impunătoare de la începutul șoselei Kiselev. Are fațade din cărămidă și un foișor înalt. Cred că știu, e Muzeul Țăranului? Da, vom descoperi nu doar detaliile de arhitectură, ci și istoria acestei instituții de cultură inedite în peisajul bucureștean. Am fost de multe ori acolo, mi se pare un super muzeu! Ne vedem săptămâna viitoare la lecția de patrimoniu! Cu bine și pe curând!